Salutări, sunt Claudiu. Am văzut că acest subiect despre care vreau să vorbim acum nu prea este abordat, domeniul cripto. Am văzut că a circulat și probabil și voi ați văzut, a circulat un videoclip cu un frate care vorbea despre o investiție într-o monedă cripto într-o biserică în America și acel videoclip a fost trimis, nu știu, la foarte multe persoane. Cred că și cu ocazia asta foarte multe persoane au ajuns să audă despre cripto, pentru că nu toți știu, dar acum, să zic, anul acesta și anul trecut, domeniul acesta cripto a luat o amploare extraordinar de mare. Și după cum știți, sunt și ceva proiecte românești, cum ar fi Wealthy, Gold, Tokit, sunt ceva proiecte românești, să zic așa, cripto sau tehnologie blockchain. Dar aș vrea să vorbim puțin despre acest subiect și mai mult decât atât aș vrea să întreb un expert în domeniu. Cunosc un om care cunoaște foarte, foarte bine acest domeniu cripto, tehnologia blockchain, și aș vrea să-i pun lui câteva întrebări. El este un om cu frică de Dumnezeu, născut din nou, îl iubește pe Hristos, pot să zic că un creștin autentic, și aș vrea să văd părerea lui sinceră despre acest domeniu. Ce spune Biblia despre acest domeniu? E ok să investești, nu este ok să investești? Dar ca să pot să-i pun întrebările corecte, aș avea nevoie și de ajutorul vostru. Și v-aș ruga în comentariu să îmi scrieți care este părerea voastră sinceră despre tehnologia blockchain, investițiile în cripto. De ce e ok să investești? De ce nu e ok să investești în cripto? De ce ar fi ok să investești în aur și nu în cripto? De ce este mai sigur aurul ca și cripto sau imobiliarele ca și cripto sau de ce sunt mai sigure băncile ca și cripto sau invers? Să vă dați cu părerea sau, dacă aveți unele întrebări, să-mi scrieți întrebările acolo în comentariu. Vreau să știu dacă această tehnologie e posibil să fie folosită de anticrist sau nu. Acum vă spun cu privire la anticrist, el se va folosi de orice tehnologie, se va folosi și de smartphone și de, să zic așa, aceste opțiuni care se puleau acum și Facebook-ul și YouTube-ul live, se va folosi de tot, dar asta nu înseamnă că dacă tu ai Facebook și anticristul se va folosi de Facebook, tu, să zic așa, îl ajuți pe anticrist. Nu, deci trebuie să fim înțelepți. Acum, poate o să spuneți, frate Claudiu, dacă tu vorbești despre vremurile de pe urmă și crezi că venirea Domnului este foarte aproape, și da, cred că venirea Domnului este foarte aproape, de ce mai vorbești despre investiții? Nu sunt ipocrit, deci dacă eu cred că Domnul vine, să zic așa, săptămâna viitoare, eu astăzi încă voi munci de la 8 până la, sau de când mă voi trezi până seara, voi munci și pentru Domnul, voi munci și pământește. Cuvântul Lui Dumnezeu spune că cine nu muncește nici să nu mănânce. Acum unii muncesc în bănci, alții muncesc în construcție, alții materiale de construcție, alții sunt tehnicieni, alții sunt ingineri, alții lucrează în proiecte cripto. Indiferent, noi trebuie să muncim. Cât timp mai trăim pe acest pământ? Chiar dacă Domnul vine săptămâna viitoare, trebuie să muncim, nu trebuie să fim fățarnici și în ultimul timp, gata, hai să ne pregătim că vine Domnul. Domnul știe cum ai fost săptămâna trecută. Tu trebuie să fii constant, în creștere. Nu trebuie să fii ca și valul mării. Azi foarte credincios, mâine necredincios. Trebuie să avem o statornicie. Despre asta e vorba. Din nou mă întorc la cripto. Ajutați-mă cu privire la ce întrebări să-i pun acestui domn Cristian, care este expert în cripto, pentru că săptămâna viitoare o să fac un videoclip cu el și cred că va fi în premieră un videoclip de acest gen, pentru că mulți mă întreabă, apropo, din cauza aceasta vreau să fac acest videoclip, mulți mă întreabă, frate Claudiu, ce crezi de cripto? E bine să investim? Nu e bine să investim? Nu prea am răspuns la mesaj de acest gen, că aș vrea să fac un videoclip cu privire la aceste investiții. Da, din nou vă spun, venirea Domnului fost foarte aproape, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să muncim, ce e foarte important și mi se pare și comic. Unele persoane cred că doar ce fac ei e ok și ce fac alții nu e ok. Și spun, venirea Domnului foarte aproape, de ce mai vorbești de investiții? Dar ei în continuare își cumpără mașini, își mobilează casa, știu eu, își fac planuri. Și
E anormal să nu-ți faci un plan. Ce vei face mâine, ce vei face poimâine, de toate cu ajutorul Dumnezeu. Dacă va voi Dumnezeu, bineînțeles. Poate noaptea asta nici nu mai suntem. Sau poate unii din noi vom pleca de pe acest pământ. Haideți să fim înțelepți și, cum spunea cineva, un cește ca și cum ai trăi 1000 de ani, dar trăiește ca și cum ai muri mâine. Adică să trăim în sfințenie. Dacă mori în noaptea aceasta, să pleci la Domnul. Dacă Domnul vine să jăpească biserica în acest moment, să mergi la Domnul. Muncește ca și cum ai trăi 1000 de ani, dar trăiește ca și cum ai muri mâine. Deci aștept comentariile voastre, dați acest videoclip mai departe, mai ales în rândul tinerilor, cred că o să fie share-uit foarte tare. Vă binecuvânt în numele lui Iisus Hristos, aștept comentariile voastre și săptămâna viitoare voi face un videoclip. Shalom!